vrea să zbor în zori ca porumbelul, prin spațiul planetar spre alte zări, să nu mai văd necazuri de tot felul și nici spitale pline de dureri. Să nu mai văd necazuri de tot felul și nici spitale pline de dureri. Aș vrea să mă opresc în țara aceea, unde-i cetatea sfântă paradis și unde suferința nu se vede, ci numai fericiri de descris. Și unde suferința nu se vede, ci numai fericiri de nedescris. Acolo poarta nu se mai închide, căci nu e noapte, ci e numai zi. De soare, lună, nici nu e nevoie, căci Domnul luminează pe-ai să-i fii. De soare, lună, nici nu e nevoie, căci Domnul luminează pe-ai să-i fii. Acolo tâmplăria nu se vede, căci porțile sunt nemărgăritar și ulița cetății e de aur, cum este sticla străbezie chiar. Și ulița cetății e de aur, cum este sticla străbezie chiar. Aș vrea să-mi văd acolo apartamentul, în blocul construit acolo sus, așa cum scrie chiar și testamentul, căci blocul-i construit chiar de Iisus. Așa cum scrie chiar și testamentul, căci blocul-i construit chiar de Iisus. Aș vrea să văd cum este temelia, cu 12 apostoli scriși pe ea, cum este construită zidăria, merg însuși Dumnezeu cu mâna sa. Cum este construită zidăria, merg însuși Dumnezeu cu mâna sa. Acolo nu se plătește chirie, e totul doar să vrei să te înscrii. Rămâi moștenitor pentru vecie, căci Domnul a plătit pentru ai să-i fii. Rămâi moștenitor pentru vecie, căci Domnul a plătit pentru ai să-i fii. De aceea trebuie să renunți la toate ce te mai țin ca să mai zăbovești, să duci o viață fără de păcate, ca-n locul cel de sus să locuiești. Să duci o viață fără de păcate,
cel de sus să locuiești. El a plătit cu prețul cel mai mare, cu sângele iubitului său fiu. Dar cine vrea să stea în acea clădire, să se înscrie până nu-i târziu? Dar cine vrea să stea în acea clădire, să se înscrie până nu-i târziu?